Capitolul 25. Avram a mai luat o nevastă numită Chetura. Ea i-a născut pe Zimran, pe Iocșan, pe Medan, pe Madian, pe Ișbac și Șua. Iocșan a născut pe Seba și pe Dedan. Fiii lui Dedan au fost Așurimi, Letușimi și Leumimi. Fiii lui Madian au fost Efa, Efer, Enoch, Abida și Elda. Toți aceștia sunt fiii Cheturei. Avraam a dat lui Isaac toate averile sale, dar a dat daruri fiilor țiitoarelor sale. Și pe când era încă în viață, i-a îndepărtat de lângă fiul său Isaac, înspre răsărit, în țara răsăritului. Iată zilele anilor vieții lui Avraam. El a trăit 175 de ani. Avraam și-a dat duhul și a murit după o bătrânețe fericită, înaintat în vârstă și sătul de zile. Și a fost adăugat la poporul său. Isaac și Ismael, fiii săi, l-au îngropat în peștera Macpela, în ogorul lui Efron, fiul lui Tsohar, hetitul, care este față în față cu Mamre. Acesta este ogorul pe care îl cumpărase Avraam de la fiii lui Het. Acolo au fost îngropați Avraam și nevastă sa Sara. După moartea lui Avraam, Dumnezeu a binecuvântat pe fiul său Isaac. El locuia lângă fântâna la Hairoi. Iată spița neamului lui Ismael, fiul lui Avraam, pe care îl născuse lui Avraam egiptean ca Agar, roaba Sarei. Iată numele fiilor lui Ismael, după numele lor, după neamurile lor. Nebaiot, întâiul născut al lui Ismael, Kedar, Adveel, Mibsam, Mishma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafish și Kedma. Aceștia sunt fiii lui Ismael. Acestea sunt numele lor, după satele și taberele lor. Ei au fost cei 12 voievozi după neamurile lor. Și iată anii vieții lui Ismael, 137 de ani. El și-a dat duhul și a murit și a fost adăugat la poporul său. Fiii lui au locuit de la Havila până la Shur, care este în fața Egiptului, cum mergi spre Asiria. El s-a așezat în fața tuturor fraților lui. Iată spița neamului lui Isaac, fiul lui Avraam. Avraam a născut pe Isaac. Isaac era în vârstă de 40 de ani când a luat în nevastă pe Rebeca, fata lui Betuiel, arameul din Padan Aram, și sora lui Laban, arameul. Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastă sa, căci era stearpă, și Domnul l-a ascultat. Nevastă sa Rebeca a rămas însărcinat. Copiii se băteau în pântecele ei și i-a zis: dacă e așa, pentru ce mai sunt însărcinată? Și s-a dus să întrebe pe Domnul. Și Domnul i-a zis: două neamuri sunt în pântecele tău și două noroade se vor despărți la ieșirea din pântecele tău. Unul din noroadele acestea va fi mai tare decât celălalt și cel mai mare va sluji celui mai mic. S-au împlinit zilele când avea să nască și iată că în pântecele ei erau doi gemeni. Cel din tâi a ieșit roș de tot, ca o manta de păr, și de aceea i-au pus numele Esau. Apoi a ieșit fratele său, care ținea cu mâna de călcâi pe Esau, și de aceea i-au pus numele Iacov. Isaac era în vârstă de 60 de ani când s-au născut ei. Băieții aceștia s-au făcut mari. Esau a ajuns un vânător îndemânatic, un om care își petrecea vremea mai mult pe câmp. Dar Iacov era un om liniștit, care stătea acasă în corturi. Isaac iubea pe Esau pentru că mânca din vânătul lui. Rebeca însă iubea mai mult pe Iacov. Odată, pe când fierbea Iacov o ciorbă, Esau s-a întors de la câmp rupt de oboseală. Și Esau a zis lui Iacov: dă-mi, te rog, să mănânc din ciorba aceasta roșiatică, fiindcă sunt rupt de oboseală. Pentru aceea s-a dat lui Esau numele Edom. Iacov a zis: vinde-mi azi dreptul tău de întâi născut. Esau a răspuns: iată-mă, sunt pe moarte. La ce-mi slujește dreptul acesta de întâi născut? Și Iacov a zis: jură-mi întâi. Esau i-a jurat și astfel și-a vândut dreptul de întâi născut lui Iacov. Atunci Iacov a dat lui Esau pâine și ciorbă de linte. El a mâncat și a băut. Apoi s-a sculat și a plecat. Astfel și-a nesocotit Esau dreptul de întâi născut.